putem aștepta la remanieri în urma execuției bugetare făcute de către miniștri până prima jumătate a anului? Așa cum am declarat și înainte de revocarea domnului Lazare. Și acum să vă uitați la datele bugetare și veți vedea că nu există absolut niciun fel de motiv pentru revocarea finanțelor. De altfel, nici acum nu înțeleg de ce premierul spune că stă 45 de zile în condițiile în care Partidul Național Liberal are o mulțime de specialiști de valoare în domeniul finanțe, buget, care ar putea să gireze ca titular portofoliul de la Bogdan Cuciucă, Sebastian Burtuja, Lucian Pieiuș, și avem o echipă extrem de puternică în zona de finanță. Și personal nu înțeleg de ce trebuie să stea premierul 45 de zile. Personal voi avea o discuție cu el astfel încât demarăm procedura de desemnare a Ministrului Finanțelor. Până acum nu va da niciun semnal. Nu sunt de acord cu nicio altă remaniere, vă spun din capul locului. Noi de altfel am modificat, am suplimentat acordul de coaliție în care am stabilit că trebuie să existe un mecanism obiectiv. Nimeni nu contestă prevederile constituționale și atributul constituțional al premierului, că de altă parte sunt o coaliție și este necesară o discuție și o evaluare obiectivă a activității ministeriale. V-a făcut premierul până acum vreo propunere sau să vă ceară să convocați direct de PNL pentru... Nu. Veți convocat dumneavoastră de birou politic național a partidului? Siguranță că voi fi într-un dialog cu premierul astfel încât să stabilim o soluție care să permită cu adevărat existența unui titular la protocolul de finanțe care să asigure aplicarea programului de guvernare a domeniului finanțelor.